Actorii s-au mobilizat după ce pe Facebook actorul Marius Manole a postat un mesaj video prin care și-a îndemnat colegii din țară să se alăture protestelor magistraților. Ieri, vă reamintesc, și actorii din Cluj-Napoca s-au alăturat acestui demers, au ieșit în fața teatrului cu banderole arme. Ei fac tot ceea ce știu ei să facă, adică de frica închisorii, iau justiția în brațe și o schimbă cum vor ei ca să poată și fura în voie și să nu facă închisoare. Sper ca lucrurile să nu rămână așa și dacă toți oamenii de bună credință ar înțelege că e cazul să protestăm, să dovedim că ne dăm seama de ceea ce se întâmplă în țara asta și că nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în țara asta din punctul de vedere al modului în care merge treaba aici în țară, asta ar fi singura speranță, ca toată lumea să înțeleagă și toată lumea să-și spună cuvântul în legătură cu ceea ce se întâmplă în țara asta. Ce se întâmplă în țară în zilele astea, în anii ăștia, este ceva rușinos. Eu nu vreau să fiu condusă de un asemenea guvern. Nu vreau un asemenea prim-ministru. Vreau să mă reprezinte oamenii de frunte a acestei țări, tinerii capabili a acestei țări, nu ei. Vine acum cu mai multe informații despre protestul de la Teatrul Național, Teodora Iacob. Eu sunt mai bătrân, mai așezat. Nu cedăm, acesta este mesajul actorilor care protestează în această seară pe treptele din fața Teatrului Național. Alături de mine este actorul Mihai Călin. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Să ne spuneți de ce sunteți aici și ce reprezintă gestul dumneavoastră. Bună seara tuturor. Suntem aici, în primul rând, pentru a sprijini magistrații, marea majoritate a magistraților români care protestează împotriva Ordonanței 7 și, în general, fac tot ce pot ei pentru salvarea unei justiții independente. Toate măsurile care au fost luate împotriva justiției din ultimii 2 ani sunt niște măsuri samavolnice, aproape în fiecare zi s-a întâmplat ceva, din rău în mai rău. Noi nu vrem să analizăm aceste reforme samavolnice din justiție, date în mare majoritate prin ordonanțe de urgență, fără niciun fel de consultare a specialiștilor. Nu este treaba noastră să analizăm, dar am înțeles, pentru că nu suntem tâmpiți, nu suntem ușor de manipulat și de mințit, așa cum fac guvernanții. Noi sprijinim magistrații pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată ca magistrații să protesteze pentru o justiție independentă, nu pentru bani, nu pentru privilegiile lor, ci să fie lăsați să-și facă treaba pentru justiție independentă. Acești guvernanți vor să scape de condamnări pentru că sunt niște hoți condamnați. Iată, auzim și pe fundal aplauzele spectatorilor care se pregătesc să intre la piesa din această seară. Vreau să vă mai întreb, încotro credeți că se îndreaptă România cu aceste schimbări din perioada aceasta? Din nou, nu vreau să fac eu o analiză, însă simt din ce în ce mai mult că ne îndreptăm către o dictatură. Și asta nu spun eu, spun milioane de oameni în țara asta. Trebuie să ieșim la vot, părerea fiecăruia contează. Trebuie să fim demni, să stăm cu fruntea sus și să ne spunem părerea și să nu mai lăsăm niște inculți, analfabeți, să conducă țara asta. Sigur că nu sunt proști, nu e vorba de prostie, e vorba de o șmecherie, de o istețime ticăloasă care face ca în Parlament și prin ordonanțe de urgență să se modeleze legile în beneficiul unei găști de hoți. Trebuie, ca să nu dăm cu capul în zid, trebuie să ieșim la vot și trebuie să ne manifestăm. Așa cum noi alegem să facem acest gest de astăzi și nu va fi doar astăzi, nu este un gest singular. Vom vedea ce vom face, poate nu în fiecare zi, pentru că altfel vom obosi repede, poate săptămânal, poate vom intra în grevă, poate vom face, așa cum fac magistrații, vom întrerupe activitatea pe anumite tronsoane ale activității noastre. În orice caz,
chemăm actorii, colegii noștri și din alte teatre să facă gesturi asemănătoare și nu numai actorii. Sigur că noi suntem mai extrovertiți probabil decât alți oameni și ne vine mai ușor să ne manifestăm liber, dar toți trebuie să simtă libertatea asta. Trebuie să ne aducem aminte de anii 90, când erau zeci de mii de elevi și de studenți care manifestau împotriva ceea ce se întâmpla în România atunci. Tinerii sunt din ce în ce mai indiferenți și aș mai vrea să spun ceva. Foarte multă lume se simte dezamăgită. Foarte mulți oameni au fost dezamăgiți. Am votat cu Constantinescu, m-a dezamăgit. Am votat cu Băsescu, m-a dezamăgit. Mulți spun lucrul ăsta. Sunt dezamăgit, nu mă mai interesează politica, nu mă mai interesează ce se întâmplă. E cea mai mare prostie. Viața noastră e plină de dezamăgiri. M-a dezamăgit poate un prieten, poate iubita, poate soția, poate noi la rândul nostru dezamăgim pe cineva, chiar fără să vrem, poate prin ignoranță, prin indiferență. Nu suntem atenți la cel de lângă noi, la soție, la un prieten care are nevoie de ceva. Și tot timpul sunt dezamăgiri. Evident că asta e viața. Dar asta e frumusețea vieții, trebuie să ne ridicăm și să luptăm pentru ceea ce credem. Mulțumesc. Iertați-mă, numai un lucru să mai spun. Ieșiți din București, oameni buni, și uitați-vă în satele și orașele României care gem de sărăcie. Se cheltuie miliarde în țara asta pe furturi. Nu vă mai lăsați mințiți. Repet, mulțumim magistrați, suntem alături de voi.